noastre, chiar dacă este o oră mai târzie, vine, oră de weekend, dar am vrut ca Domnul Iisus să recunoască zonele și județul, tocmai ne întoarcem din Arieșin, de am avut mai multe întâlniri, el astfel de sus să spună. Eu îi mulțumesc foarte mult că a răspuns invitației noastre, în calitate de președinte al organizației PSD Sibiu, vicepreședinte regional PSD și totodată ministru al turismului. Am fost în zona Munților Apuseni, ne-am întâlnit cu primarii din zonă, mesaje foarte bune, am venit extrem de încântați și oportunitățile cred că se vor vedea în perioada imediat următoare. Domnul ministru, bine ai venit la Alba, Alba Iulia. Așa cum ai văzut astăzi, primarii te consideră prietenii județului și te așteaptă să revii ori de câte ori ai această posibilitate și mai ales așteaptă o parte din răspunsul la întrebările pe care le-a pus și le-a solicitat pe lor. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua tuturor. Bine v-am regăsit, pentru că eu vin destul de des în Alba. Într-adevăr, nu am venit în calitate de ministru al turismului, dar cunosc foarte bine județul, știu ce potențial turistic are. Nu întâmplător am ales zona Ieșenului, zona, localitate care este și inclusă ca stațiune turistică de interes local. M-am întâlnit și cu ceilalți de primari din zona tocmai pentru a dezvolta un proiect integrat. Ne dorim foarte mult să ajutăm primarii să vină să depună proiecte la Ministerul Turismului. Avem anul acesta un buget generos. Putem să finanțăm proiecte pe domeniul turistic, în special pe domeniul schiabil. Avem cereri la Ministerul Turismului. Din păcate, nu sunt finalizate, sunt doar la stadiul de concept, motiv pentru care, în urma discuției pe care am avut-o cu domnul președinte și cu primarul localității Arieșeni, am convenit împreună ca marți să vină la Ministerul Turismului, astfel încât să avem o întâlnire cu tehnicii noștri și cât mai repede să depună documentația completă la noi, la Minister, în speță studiul de fezabilitate. Ne dorim ca pârtile care sunt acum în zonă, inclusiv pârtia care aparține de județul Bihor, să fie conectate, astfel încât să creăm un domeniu schiabil în zonă. Vreau să vă spun foarte pe scurt măsurile pe care noi le-am implementat din programul de guvernare. Știți cu toții că avem PSD-ul a câștigat alegerile, nu întâmplător, ci tocmai pentru că am avut un program de guvernare bine stabilit și bine articulat, astfel încât se genera pe fiecare sector dezvoltare economică. Pe sectorul turistic am ales în mod special să ajutăm în prima fază agenții economici și anume am diminuat foarte mult fiscalitatea. Dacă pe vremea PNL-ului, actualul PDL, sau invers, că nici nu știu cum să-i mai spun, la mine, la Sibiu, eu sunt și președinte de organizație și PDL-ul a potropit PNL-ul. Așa e și aici. Mă gândesc că așa e și la dumneavoastră. Au așa un sistem de a nu muri și de a face rău în continuare românilor. Sper că și la dumneavoastră în județ oamenii să nu uite cât rău a putut să facă PDL-ul oamenilor. Deci, pe vremea lor, TVA-ul era de 24%, acum TVA-ul este de 5%. De asemenea, am reușit să acordăm vouchere de vacanță. A fost o măsură care a stimulat foarte mult mediul privat. Chiar au făcut un studiu prin care ne-au cerut să nu renunțăm la aceste vouchere de vacanță, pe motiv că au fost principalul motor de dezvoltare turistică al anului 2018. Este vorba de 1450 de lei care au fost acordați la aproximativ 1,2 milioane de români. Pe lângă această măsură socială, a fost și o măsură pur, să spunem, mai economică, de a ajuta sectorul turistic, pentru că sectorul turistic este în proporție de aproximativ 95% privat. Deci toți acești bani au intrat în sectorul privat din România, pentru că voucherele de vacanță se pot cheltui doar pe teritoriul României.
Deci am reușit să ajutăm prin scăderea taxelor, dar și prin infuzarea unei sume importante de bani. De asemenea, vă pot spune că în zonele balneo, stațiunile balneo climaterice, am redus, de fapt, am eliminat taxa, redevența, la zero. Deci, iată, doar trei măsuri pe care vi le-am punctat, care efectiv au ajutat foarte mult acest sector, motiv pentru care am avut în anul 2018 o creștere de aproape 6,6% față de anul trecut. Bineînțeles că nu suntem la potențialul maxim, România poate mult mai mult, dar vom continua pe același trend și cu siguranță în colaborare cu celelalte măsuri care stimulează și de dezvoltarea infrastructurii, cu siguranță turismul va înregistra o creștere, spunem noi, an de an, tot mai spectaculoasă. Ne propunem foarte mult să promovăm și pe plan internațional atracțiile turistice din România. Anul acesta, de asemenea, avem un buget suficient, astfel încât să putem să intrăm și pe piețele externe, atât pe internet, pentru că tot ce se întâmplă acum la nivel mondial se întâmplă pe computer și dacă nu suntem acolo, înseamnă că nu existăm. Este foarte important să reușim acest lucru. Avem și un clip de promovare turistică, un clip realizat după 7 ani de zile, în care nu s-a mai făcut un astfel de film, de promovare. Vreau să vă spun ca o paranteză că este tradus în 16 limbi. Am văzut că erau unii reticenți că l-am făcut în limba română care este pentru a ne promova în exterior exclus așa ceva. Bineînțeles că atunci când l-am prezentat în limba română, prezentându-l în România. Am încheiat un parteneriat cu Universitatea București, Facultatea de Limbi Străine, astfel încât colegii noștri, partenerii noștri ne-au ajutat și putem să avem clipul în 16 limbi străine. Mai mult decât atât, până la sfârșitul anului ne propunem și cu siguranță o să și reușim să reînființăm biroul de promovare externă. Este extrem de important să avem aceste birouri de promovare externe, pentru că oamenii care o să lucreze în aceste birouri o să aibă legătura directă cu turoperatorul. Atunci când îți faci promovarea și un potențial turist, dau un exemplu, din zona asiatică, da? Vede clipul sau alt sistem de promovare și zice, da, vreau să merg în România să văd acea destinație unică. Și ajunge la o agenție de turism. În momentul în care agenția aceea de turism, tur operatorul, nu are o relație directă cu partea română care se prezintă toate ofertele, astfel încât să aibă un portofoliu și oferta pentru România, automat, acel tur operator, ca să nu-și piardă turistul, spune, da, e în regulă, foarte frumos, dar nu avem, nu vă putem oferi acum acea excursie în România, dar vă putem oferi în altă țară. Și atunci am pierdut foarte mult. Motiv pentru care ne dorim să le reachidăm cât mai repede, nu ne propunem să inventăm roata, pentru că toate țările care au un turism extrem de avansat au aceste birouri de promovare externă. Referitor la promovarea locală, ne-am gândit și la acest lucru. De asemenea, e important să dăm puterea autorităților locale să se promoveze. Pentru că e destul de dificil de la nivelul unui minister să promovezi fiecare destinație turistică din România. Doar în Alba, cred că dacă stăm acum și le punem pe hârtie, aveți peste 1000 de obiective care ar putea fi promovate. Vă dați seama ce înseamnă la nivel național. Nu ai cum fizic. Și atunci ne-am gândit foarte simplu să creăm niște organizații de management a destinației. În care mediul privat, și aici ne referim la hotelieri, restaurante, să vină în parteneriat cu autoritățile publice locale. Știți că, de exemplu, pe litoralul Mării Negre există o taxă de promovare turistică. Acea taxă de promovare turistică să nu gestioneze exclusiv primăria. Nu vreau să dau vina pe primari. Sunt primari foarte competenți, care se pricep la foarte multe lucruri. Dar unii din poate nu se pricep foarte bine la turism sau poate nu au un personal de specialitate care să poată să dezvolte astfel de strategie. De aceea e important să-i aduci pe cei care știu să facă turism din mediul privat, se aduce la aceeași masă. Mai mult decât atât, cei din sectorul privat au un interes direct ca să promoveze această zonă, pentru că automat le vin turiști, le intră bani și fac profit. Și atunci,
toată această taxă o să se gestioneze într-o organizație de management în care 50% o să aibă mediul privat, 50% o să aibă autoritatea publică locală. Mai mult decât atât, le putem da posibilitatea consiliilor județene sau consiliilor locale să poată să vină cu o taxă, cu bani în plus pe lângă acea taxă. Nu știu, își fac un plan de promovare turistică și constată că nu le ajung bani și dorim mult mai mult. Și atunci le-am creat posibilitatea celor care dispun de sume în buget să poată să vină extra și să completeze această sumă. Referitor la investițiile pe care și le-a propus Ministerul, vreau să vă spun că anul trecut, la sfârșitul anului, am simplificat foarte mult procedura de obținere a acestor fonduri. Dacă înainte era nevoie de studiu de fezabilitate, de toate autorizațiile, inclusiv de proiectul tehnic, pentru a intra în Comisia Tehnico-Economică, acum este nevoie doar de studiu de fezabilitate. După ce acest studiu este analizat în comisie, se dă ok-ul dacă proiectul este viabil sau nu, astfel încât oamenii știu că acest proiect o să fie finanțat. Mai mult decât atât, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, este finanțat 100% de Ministerul Turismului. Înainte, intra doar în sarcina autorităților publice locale și crea foarte multe impedimente, pentru că în momentul în care o primărie care nu are foarte multe venituri sau nu are venituri foarte mari, în momentul în care trebuia să-și plătească și proiectul tehnic, care e de multe ori o sumă considerabilă pentru astfel de primărie, întâmpinau dificultăți, nu aveau bani și nu depuneau proiectul. Am venit și în sprijinul lor și acest proiect tehnic o să fie finanțat 100% de la Ministerul Turismului. Mai mult decât atât, ne-am gândit să facem și buget multianual. Este un lucru extraordinar să ai buget multianual. În momentul în care ai semnat contractul, poți să-ți eșalonezi lucrările pe 4 ani. Atât am dat voie în acest proiect și doar încă 2 ani, în plus, dar doar în cazuri excepționale. Dar poți să-ți eșalonezi lucrările pe 4 ani, astfel încât să nu pui nici presiune foarte mare pe bugetul local, dar mai mult decât atât să ai siguranța că în momentul în care ai semnat contractul, statul o să-ți finanțeze acest proiect. Cu alte cuvinte, un ministru vine și pleacă, un guvern vine și pleacă. Dar atunci s-ar putea ca următor, imediat în perioada următoare, să ai probleme, pentru că s-ar putea să vină cu altă viziune sau pur și simplu, cum s-a întâmplat în vremuri de tristă amintire, să se dea pe criterii politice. Ori prin semnarea acestui buget multianual se exclude această situație. Deci omul, în momentul primar, în momentul în care a semnat contractul, știe că statul o să finanțeze acel proiect 100%. Și doar după ce se finanțează și se termină finanțat, intră și altele la alte proiecte la finanțare. Deci, acestea ar fi în mare măsurile pe care noi le-am luat. Spunem noi că sunt bune și nu numai noi, inclusiv mediul privat spune același lucru. Chiar le reproșează celorlalți atunci când ne critică. De ce voi nu ați luat măsurile astea? Sunt măsuri clare de revigorare a turismului în România. Iar rezultatele care le-am avut anul trecut ne dau dreptate. Domnule ministru, ce s-ar fi rurat de turismului? Acum, dumneavoastră ați parcurs un traseu în zona Munților Apuseni până la Ieșeni. Aici ați trecut două locuri extrem de importante pentru turismul din Apuseni. Și anul de Sladna, care are singurul festival internațional etnografic din România, care ar merita să fie în atenția Ministerului Turismului, nu în ultimul rând, Albacul, singurul târg de turism rural din România. Nu știu dacă v-ați oprit, dacă nu, am înțeles doar la Ieșeni. De păcat că ați sărit cele două localități cu cele două mari, extrem de importante pentru țară, nu numai pentru județul altul. Și atunci întrebarea mea este dacă concret v-ați gândit Ministerul Turismului cât, ce, cum veți investi în județul ăla. Da. Eu, o secundă, dacă îmi dați voie, că aș vrea să răspund punctual. Eu nu doresc să ne mai întoarcem la vremurile de tristă amintire în care un om de la București sau o echipă de la București decidea în Alba investim, acolo investim, nu știu, în Sibiu, în altă parte. Nu ar fi corect lucrul acesta. Tocmai
Tocmai din acest motiv, Master Plan de Investiții în Turism lasă autorităților publice locale posibilitatea să vină cu proiecte. Deci noi doar finanțăm, noi nu implementăm proiectul. Ei vin cu proiectul la noi, ni-l prezintă, noi verificăm toate documentațiile, dacă se încadrează, ce impact are, dacă într-adevăr generează dezvoltare turistică în zonă, după care îl aprobăm și le dăm bani. Implementarea proiectului, depunerea, revine exclusiv autorităților publice locale. Tocmai de aceea am întâlnit cu toți primarii din zonă, tocmai de aceea am venit și la dumneavoastră și batem toată țara, în lung și lat, pentru a spune lucrurile acestea și să impulsionăm pe primari să vină să depună proiecte. Bani sunt. Ne spune și cât? Acum avem aproape 300 de milioane. Nu este problema de asta. Se pot, bani ar mai fi la rectificare. Problema este să vină cu documentații la noi să putem să le aprobăm și să le dăm bani. Avem o situație destul de ciudată, spun eu. Tragem un pic de... Am simplificat legislația și cu toate acestea tragem de anumite primării să vină să depună documentația cu proiectul ca să putem să finanțăm. Deci e complet greșit dacă am gândit ca de la București să finanțăm și să realizăm noi proiecte pe fiecare localitate în parte. Ne-am gândit doar pe proiectele care sunt de importanță națională și care le-am introdus pe legea parteneriatului public-privat, cum ar fi domeniul schiabil Pâlea Capra, care este un domeniu de aproape 160 de km de pârșie de schi, sau proiectul New Costinești, o nouă stațiune pe litoralul Mării Negre, acestea foarte mari pe care probabil autoritățile publice locale nu le-ar putea gestiona. Dar acestea mici, nu neapărat mici, nici mijlocii, trebuie să vină autoritățile publice locale cu proiecte concrete la noi, scrise bine și noi să putem să le finanțăm. Cum mi s-a părut așa, ca imagine, emoția Buzău? Depopulați? Este, să știți că... Săraci, pe acolo. Să știți că o să vă spun o întâmplare pe care am avut-o cu omologi de-ai mei, veniți în vizită în România și am dus în anumite locații. Și ne-au spus, noi așa ceva nu avem în țara noastră, aveți o țară extraordinară, trebuie să știți să vă promovați. Știu că sunt și unele neajunsuri, ca peste tot. Infrastructura care este cum este, dar potențialul turistic pe care îl avem noi este inegalabil. Cred că avem un viitor pe turism foarte bun. Le spuneam și colegilor că e un proverb românesc, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Mi-a dat. Avem o țară extraordinară. Acum trebuie să știm să profităm și să ajutăm agenții economici să poată genera profit. Generând profit, generează și investiții, generează locuri de muncă și așa, încet, încet, ne dezvoltăm. Ați amintit de zonă schiabilă, ultima problemă ar fi și domnule Șurian, că domnul Conor Șandăl noastră vine la schi. Da, eu nu am vrut, fiind și oaspete și fiind aici cu domnul președinte, care este și prietenul meu, dar vreau să vă spun că neapărat m-a bătut la cap, m-a presat tot timpul să vin aici la dumneavoastră, să modificăm legislația, venit și cu idei. Mai mult decât atât, să știți că pe Schin Carpați, Schin România, postul Schin Carpați, să știți că s-a bătut foarte mult, astfel încât, chiar în prima fază, poate nu am fost de acord cu el, pentru că ne-a întârziat legea în Parlament. Dar i-am dat dreptate, s-a bătut pentru județul lui, astfel că acum, pe județul Alba, sunt mai multe zone unde se pot dezvolta pârtii de schi. Mai mult decât atât, că vorbeați de domeniul Șurianu, e la noi, la PSD și pe acolo de Parlament, se spune legea Dârzu. A modificat legislația astfel încât drumurile forestiere să intre în proprietatea autorităților publice locale. Este important lucru. De ce? Pentru că autoritatea publică locală poate să dispună de fonduri mult mai repede și să lărgească acele drumuri, să le și asfalteze și să faciliteze accesul turiștilor. O autoritate publică locală are și interesul să facă lucrul acesta spre deosebire de cei care lucrează în domeniul forestier. O să las, n-am vrut să mă bag foarte mult pe tema aceasta, o să rog pe colegul nostru să vă explice ce pași a făcut, dar cred că a făcut două lucruri foarte bune pentru țară și în special pentru județul Alba.
Vreau doar să mai acționez atât. Știți că până anul trecut, România era pe procedură, era pe două proceduri de infringement în ceea ce privește garantarea de pachetelor de servicii turistice. Nu se garantau 100%. Ca să vă și explic, să înțeleagă toți telespectatorii noastre, puteți să vinți o agenție de turism, puteți să vinți și de 100 de milioane de euro. Polița de garantare era de 50.000 de dolari. Am avut, din păcate, foarte multe cazuri. Cazul cel mai cunoscut a fost cel din 2017, cazul Om, care paguba a fost de ordinul milioanelor de euro. În momentul în care oamenii păgubiți au venit, bineînțeles că polița aia de 50.000 de dolari, dacă o împarți la câteva milioane de euro, rezultă nimic. Oamenii au rămas și fără vacanțe, concedii și fără bani. Am implementat ordonanța care reglementează garantarea pachetelor de servicii turistice 100%. A creat foarte mult deranj în rândul agenților de turism, pentru că, bineînțeles, trebuie să mai reduci din profit ca să poți să-i asiguri și pe oameni. E și un procedeu, o procedură care trebuie raportată lunar. Dar, cu toate acestea, am reușit să facem acest lucru și iată că acum avem polițe și de 5 milioane de euro. Le-am dat posibilitatea nu doar să asigure cu polițe, cu scrisori de garanție bancară, cu cont fiduciar, avem și fond mutual, dar pe ESA. Eu vreau foarte mult să fie un ONG, dar și s-a dezbătut foarte mult în spațiu public. Poate să vă explic și neastră de ce nu mi-am dorit acest lucru, pentru că într-un ONG, în momentul în care, dau un exemplu, la fel, se asociază 10 agenții de turism sau 100, nu contează numărul, și să spunem tot așa la întâmplare că au strâns în coșul lor undeva 1 milion de euro. O agenție care intră în insolvență, la fel, luați-o doar ca exemplu, are o pagubă de 2 milioane de euro. Intră în insolvență, iese din circuitul acesta, vine statul, plătește 1 milion de euro păgubiților, dar mai lipsește 1 milion. Ce credeți că societățile respective o să mai stea în acel ONG să plătească o taxă suplimentară ca să pună banii respectivi și după care să mai pune și alți bani în caz de insolvență și să ajungă la o muncă? Probabil că nu. Marea majoritate. Și atunci ar fi ieșit tot și ar fi venit cu alt sistem de asigurare, gen poliță, gen scrisoare de garanție bancară și am fi rămas cu acea datorie și iarăși cu oamenii mulțumesc. Nu am făcut lucrul acesta, nu am permis lucrul acesta și am lăsat pe voastră și facă ESA. Un mutual pe ESA. Ca atunci, dacă greșești, se poate îndrepta și pe persoană fizică să-ți recupereze bani. Executorul. Nu au vrut acest lucru, motiv pentru care merg doar pe scrisori de garanție bancară și pe asigurări, pe poliții de asigurare. Important e că oamenii sunt asigurați. Deci, guvernul PSD a creat foarte multe facilități mediului privat, dar în același timp și în același mod avem grijă și de turistul român. Spuneți la începutul lunii că în cea mai două săptămâni va fi adoptată legea turismului. S-a întâmplat acest lucru? Dacă nu... Avem toate avizele, avem doar observații din partea Ministerului Justiției, pe care sunt doar de fund, le punem acum și probabil peste două săptămâni. Vă anunț că am trecut și de CES, săptămâna trecută avem avizul. A fost foarte mult de lucru, pentru că e o lege care comprimă foarte mult legislația, vine și cu lucruri noi. Ne dorim foarte mult să avem un sistem informatic care să ne dea o radiografie exactă și în timp util a turismului din România. Nu avem date, ne bazăm doar pe datele INS-ului, care vin cu o întârziere și vin doar cam la sfârșit de an, lunar. Poate nu sunt tocmai cele mai exacte. Ne dorim să avem cifre exacte în timp real, astfel încât să putem să ne dimensionăm și noi și să acționăm în zonele unde sunt probleme, astfel încât să le putem să revedea cel mai mult. După mini-vacanță, nu? Da, cred că da. Și după momentul vacanță aveți cumva, că ați spus de cifre, dar mă rog, eu să întreb, există statistici cu privire la vânzarea pachetelor turistice
în, de Paște și de 1 mai. Tot ce vă pot, tot ce vă pot spune este că atât de 1 mai și de Paște, întotdeauna toate pensiunile și toate hotelurile au fost pline. Sezonul estival se deschide de 1 mai, anul trecut au fost pe litoral românesc și inclusiv de 1 mai un număr record de turiști, deși vremea nu a ținut cu hotelierii și cu operatorii din turism de pe litoral, toate acestea datorită voucherelor de vacanță, datorită măsurilor care le-am luat, au avut un număr record de turiști. Cu siguranță și anul acesta trendul de creștere va fi unul semnificativ. Ok, până vă mai gândiți la două, trei întrebări, vreau să spun doar câteva lucruri care au fost discutate și câteva aspecte care le-au ridicat și din zona. Păi sunt foarte, foarte scurt. Deci la ieșirea mea și-am vizitat cele două copii și cea din județul Bihor și cealaltă, după care primarul și cu consilierul au prezentat o posibilă variantă pentru următoarea pătrie. Pentru cei care schiați și văd câțiva dintre dumneavoastră chiar pasionați, ar fi undeva zona Salvamontului. Deci se vede din șosea, în stânga, înainte de a ajunge la pârtie, exact pe lângă, până în Golul Alpin, unde se pot uni toate trei pârtile, ceea ce pentru zona ar fi extraordinar. Surpriza mea plăcută este că primarul are documentație destul de înaintată. Și un studiu de fezabilitate făcut repede, cred că ne-ar avantaja foarte mult. Știu că sunt niște chestiuni care trebuie respectate obligatorii, adică de atitudine, corespunde, perioada de zăpadă în timp de de iarnă să fie minim 3 luni, corespunde, și foarte alte multe lucruri, unde s-ar încadra foarte, foarte bine. La întâlnirea noastră cu primar, viceprimar, au fost și reprezentanții pensiunilor, care eu i-am lăsat să vorbesc, să spună ofurile, să știți că de data aceasta au fost mai puține. Mulțumiți de vouchere, mulțumiți de TVA. Mai vreau ceva cu, și ar vrea să spui domnul ministru vis-a-vis de zilierii folosiți de ospătar și... Am rezolvat. Da? Este iar o măsură bună care îi mulțumește. Una dintre mulțumirea a fost că le-ar trebui în comunele, în toate comunele, să fie bancomate. Sigur, nu este de apanajul domnului ministru, iar dacă băncile simt că este nevoie și pot crea o business pentru ei, cu siguranță îl vor amplasa. Asta este pe partea de a ieși. Eu sunt optimist, domnul ministru, că vom reuși, probabil, cu un grad de finanțare foarte mare, adică spre 100%, în așa fel încât bugetul comunității locale a Ieșeni să suporte diferența, să transformăm stațiunea respectivă într-o stațiune cu adevărat turistică, cel puțin în perioada de iarnă. Pentru că este păcat. Cazare există, pensiuni sunt suficiente, turiști ar veni, dar n-au unde să schieze și trebuie să-i ținem ocupați foarte mult de vreți. Partea asta largă, Valea Sebeșului, spunea domnul ministru și am avut o discuție la telefon pentru că am întors din plenul Camerei Deputaților legea Schi în România pentru 2 săptămâni, pentru că a trecut și câteva zone din județul nostru nu aveau. Și atunci, noi, ca să fim convinși și siguri, am dus înapoi legea la Comisia de Industrie, Comisia Comună cu Agricultură și am introdus, așa cum ați văzut, toate zonele potențiale turistice în ce privesc pârtii de schi să facă parte din județul. Că vor fi finanțate anul ăsta o parte mai mică, anul viitor alta, dar există potențial pentru fiecare comunitate locală să-și facă un proiect, un business plan, ceea ce au de făcut. Iar dincolo, ceea ce spune domnul ministru cu legea cu trecerea domnului forestiere, credem că în câteva zile va fi promulgată legea și primăria comunei Șugac poate să treacă la treabă și să zicea care proiectul pregătit pentru asfaltarea celor 14-15 km de drum de la Oașa până la Pârtie, ceea ce pentru mine cred că este un lucru foarte, foarte, foarte mare. Sunt puțin supărați cei de la Ronsilva, că ei au impresia că nu știu ce se întâmplă, că li se pune în cârcă sau în spate fiecărui primar toate drumurile forestiere. Nu. Trecerea lor se face la cerere și vine o vedere de guvern. Deci lucrurile sunt foarte simple și foarte clare. Nu înseamnă că dacă drumul respectiv, și eu sunt convins că se va asfalta,
ei nu mai pot exploata, nu mai pot trece cu mașinile în terenul acolo, dar probabil că va trebui să respecte un anumit tonaj, ceea ce este foarte bun. Și o scurtă intervenție, la oricare spre Aleșeni, dimineața am sunat la Direcția de Drumuri Naționale Cluj, pentru că nouă ni s-a promis că începem cu data de 15, se intervine pe zonele respective și tot în prima audiție vă spun că au fost semnate contractele, luni se începe o anumită firmă, nu știu care și nu mă interesează, începe pregătirea terenului pentru asfaltare de la Bruns Peciul Leasa, tot luni, de la cealaltă firmă, de la Albac spre Arieșeni. Da? Este vorba de covor asfaltic și dacă vă aduceți aminte la vestea pe care ne-a făcut-o Ministrul Turismului, domnul Buc, a mai extins Ministrul Transportului, domnul Buc, a mai extins covorul asfaltic și deja acolo s-au făcut ridicări topo, respectiv de la Albac până la Baia de Reș, dar aici vin și spun, pe extindere lucrurile vor începe până august. Deci de luni o să vedeți utilaje pe cele două drumuri. Intervin și, nu știu cum se spune, răzuiesc, după care vor asfalta aceste porțiuni. Ce spun ei? Că din cauza temperaturilor ar trebui să mai lase puțin, dar au informații că de săptămâna viitoare lucrurile vor intra în normalitate și din punct de vedere temperaturilor. Deci am încercat să schițez câteva lucruri, cred eu, importante și discutate de noi. Ce aș vrea să spun, săptămâna trecută, odată cu ministrul Geneș, și-a anunțat prezența și doamna președinte de la Autoritatea ale Protejate. Da? Ne-a promis și eu am spus ca după campania electorală să ne facă vizită, să vedem ce este de făcut și cu arele protejate, pentru că a fost una dintre probleme cu care comunitățile locale se confruntă foarte, foarte mult. Eu cred că este o măsură bună pe care a luat guvernul de a înființa o are protejată și nu a lăsa anumite lucruri în folosul unor persoane fizice sau nu știu de ce natură, care produc anumite lucruri de blocaj. Adică noi erau anumite costuri care blocau efectiv proiectele. Blochează proiectele, blochează autostradă, nu se poate. Și atunci statul, printr-o autoritate specializată, să-și asume și să aplice legea exact cum trebuie. Dar azi vreau să fie protejată legal și să fie protejată biodiversitatea. Bineînțeles. Pentru că și noi în turism ne propunem să ne dezvoltăm, să dezvoltăm un turism durabil. Adică să protejăm factorii de mediu, astfel încât și generațiile următoare să se poată bucura tot de aceleași peisaje pe care noi le avem, de aceleași habitate de care noi ne bucurăm acum. Este extrem de important ce spunea domnul președinte, poate nu așa, în mod direct, existau anumite oameni și ne asumam pe ăsta și eu mi-asum, care pur și simplu blocau doar de dragul de a bloca anumite proiecte în zonă. Nu puteam, eu am fost și director de agenție regională și comisar la Garda de Mediu, comisar general, și te întâlneai cu oameni care pur și simplu se puneau de acord mesișul fără nicio explicație. Și găseau tot felul de modalități să spună cum nu se poate realiza un proiect. Având în vedere că România are 23% de suprafață țării aerea protejată, eu mă refer și la Sibiu, sigur, pentru că eu sunt sibian, aproape 50% din suprafața județului este aerea naturală protejată. Trebuie să dezvolți acolo și industrie, dar o industrie care să nu polueze și să nu afecteze factorii de mediu. Dacă tu spui nu la absolut orice, înseamnă că condamn zona respectivă la nedezvoltare economică, ceea ce este nepermis și este și în neconcordanță cu principiile Uniunii Europene și a celor care au gândit aceste arii naturale protejate. Deci, prin această... Cred că era vorba de guvernul ăsta în 2006. S-a făcut într-o singură noapte, dacă știți foarte bine, sau poate nu știți, arele protejate astea, mă rog, s-au făcut doar cu un pic super hârtie, știți, da, foarte bine. Un birou, da. Trase, dar nu s-au făcut de guvernul ăsta, dacă vreți să vă spun. S-au făcut da, după și nu s-au făcut chiar cu pixul într-un birou. Pe vremea guvernului ăsta s-a dat drumul la legislație. După aceea, cei care au... condiție să intrăm în 2007. După aceea, le-am încheiat negocierile în 2004, că toată lumea, cel puțin la noi în Sibiu, toți ne spun că PSD-ul vrea să scoată România din Uniunea Europeană și din NATO.
Să nu uitați că totuși România a intrat în NATO pe vremea guvernării PSD. Capitolele de negocieri de intrare în Uniunea Europeană au fost finalizate în guvernarea PSD, cu președinte dat din rândul PSD-ului. Deci putem spune că PSD-ul a trasat drumul spre vest al României. Deci nici vorba de așa ceva. Da, dar mai spre vest înseamnă că vine de undeva. Păi noi am fost, în lagă comunist. Așa merge. Noi am fost în lagă comunist, nu știu câți ani aveți. Eu am prins... Am fost un pic pionier. Eu am prins vremea urâtă. Nu mai vreau să aud de așa ceva. Deci asta vreau să vă spun. Noi am trasat drumul spre vest în cele două, putem să le spunem, două organizații care ne garantează lucrul acesta. Ne garantează securitatea și ne garantează dezvoltarea economică, cu bune și cu rele. Dar să nu uităm că nu beneficiem de fondurile care vin de la Uniunea Europeană și fondurile acelea înseamnă dezvoltare. Deci nici gând de așa ceva. Noi am făcut legislația. Că după aceea cei care au venit au aplicat-o în mod eronat. Asta e altă. Noi revedem prin lucrul acesta, pentru că aceste arii naturale protejate trebuie să fie în administrarea statului. Adică o specialiști în limitele de astăzi. La PCR Umor, prin sintetizarea USR și PNL. Pe Curtea Constituțională. Și a constatat excluderea ONG-urilor din administrare este neconstituțională. Din câte știu eu, încă nu s-a hotărât acest lucru. Și dacă s-a hotărât punctual, practic, cum acele arii se motivare. Să vină. Nu o să se mai pună nimeni de acord mezișul împotriva legii și a evidenței. Deci toate proiectele care respectă legislația de mediu trebuie făcute. Aveam și custos de rea credință care pur și simplu refuzau să-ți dea acel aviz, fără nicio. Și legislația le permitea asta. Domnule, n-aș vrea să vă întrerup și să vă stric cumva de ranjul, dar orice cetățean român are dreptul să conteste ceva. Noastră spuneți că se opune legislației sau evidenței. Păi nu există un deținător al evidenței în România, indiferent de partid sau minister, iar orice cetățean, fie el persoană sau chiar și persoane juridice, sub formă de ONG sau firmă, pot să atace în justiție și să opună oricărui proiect. Indiferent. Iar dacă justiția spune că e îndreptățit demersul sau nu... Nu vreau să vă întreb, nu am spus lucrul acesta. Vă spuneam că erau niște custos sau administratori de arii protejate, care ca să cau legea după bunul lor plac. Ca să poți. Și fiind administrator, aveai nevoie de un aviz de deci, la ei. Stați puțin. Atunci nu aveți nevoie să schimbați legea, ci să o aplicați. Corect. Să o aplicăm corect. Exact. Asta. Păi, asta da, dar nu PSD-ul aplică legea, ci justiția, judecătorii. Dacă mă înțelegeți pe undeva, adică... E o problemă de filozofie aici, de logică, dacă vreți. Sau de evidență, ca să vă parafrazez pe dumneavoastră. Nu vi se pare normal ca aceste arii naturale protejate să fie în administrarea statului, cu specialiști în cadrul... Nu. Absolut nu. Nu se pare, pentru că eu, de exemplu, dacă mâine sunt proprietarul a 7800 de hectare de pădure, din care 300 sunt arie protejată, nu trebuie să nu ia statul. Să știți că dincolo este o rețea în care sunt, în majoritatea, sunt deținute de către statul. Nu, nu, e adevărat. Nu v-aș propune un alt exercițiu. Nu vă supărați. Întrebați și colegul. Dați-ne un exemplu de proiect care nu s-a participat. Haideți să intervin astăzi. Deci este vorba de un blocaj. Și dacă nu ne credeți pe noi, rugămintea mea ar fi, fie mergeți la altă dată separat și discutați cu administrațiile locale, să vedeți de ce blocaj se lovesc, care din punctul meu de vedere, nu este ok. Și să vedeți nemulțumirile și frustrările pe care le au oamenii acolo. Și cei din partea Ardeșenului, și cei din partea cealaltă, pentru că nu este normal și nu este corect. Și atunci, Guvernul a considerat că această agenție, care se va înființa, va aplica legea corect. Și doi, eu aș propune să-i dăm aceste agenții un 6 luni de zile și să le lămurească care este problema cu și de ce nu. E să vedem să ea urmează să intre în... Da? O să fie o jumătate al primarilor. Nu, o să aplică legea. Și în momentul în care, doamne ferește,
ar greși cineva de acolo, există o comisie a Uniunii Europene specială pe zonarilor protejate, care te sancționează imediat. Bun. Și acum, domnule, ca să vin și vă spun următorul lucru și discut și cu domnul de față, dacă urmărim împreună evoluția Comunei Areșeni, și mi-aduc aminte urmă cu 6 ani, în care nu proiect de apă, nu proiect de canal, nu sediu de primărie, nu drumuri asfaltate, nu absolut nimic. Constat, și nici vă spun, nu mă duc foarte des. La o dată, la două luni, tot mai. Constat că lucrurile se schimbă din mine acolo. Am văzut cei cu pensiune mulțumiți, mulțumiți de vouchere, mulțumiți de PTA, mulțumiți de că pot să-și angajeze ospătar și ce au ei pe acolo, chiar și pe perioada de weekend, adică un fel de zidier folosiți în agricultură, și oameni cât de cât mulțumiți. Sunt mulțumiți că au turiști, ceea ce nu putem decât să ne bucurăm. Au venit și am spus următorul lucru, domn primar, ați câștigat proiectul cu canalizare. Când îl punem în practică? Și primar vine și spune, am făcut o licitație, mai fac 2 licitații, se la nu știu ce drum, din păcate nu sunt suficiente firme care... Deci am intrat într-o altă sferă care trebuie să se îmbunătățească și asta, să fie mai multe firme. Dar ce reușite sunt zonele alea, sau dealurile, munții, nu știu cum să le zic, din jurul comunei, v-ați atent. Am fost, nu știu cum se zic acolo, că nu se mai vede, e o chestie rotundă. Am fost și pe drumul acela nou asfaltat, pe perioadă de iarnă, da. Foarte frumos. Eu mă refer la Fișor, ca să fiu mai... Am fost și sus la Eurolinie. Am fost și sus la Eurolinie. O zonă turistică, adică... Da? Că am văzut că aveți 2 zone turistice de care vă ocupați în Alba, deci vorbim de Areșeni și vorbim de Șurianu, da? Vorbim de 2 văi. De 2 văi. Da? Am 2 văi. Eu se vede și... Nu am ocupat doar de... Am înțeles. Am fost în zona respectivă, dar am văzut de vedere. Da, inclusiv faptul că celelalte comune, localități, pot să devină stațiuni turistice. Sunt multe care le primesc criteriile acestea. Depinde doar de ei, dacă vor. Referitor la Defișe, ați avut pe Ministrul Apelor Pădurilor săptămâna trecută, sigur, cu siguranță el s-a adresat câteva întrebări și nu cred că suntem noi în măsură să spunem ceva, nici noi, nici partidul din care practică. Da? Hai să fim toți. O v-am dat ajunge la primul. Da. Noi, din păcate, suntem cei care nu vrut, domnule, trag minte. Curem pădurii. Da? Bun. Bun. Alte întrebări. Mai întrebare. Doamna, vreau să mai spun că în toate localitățile pe care am mers, din programul PNL, am văzut foarte multe lucrări. Că au fost asfaltări, că sunt canalizări, stații de depurare, dispersare. Că toată lumea spune că nu, guvernul... Vei să 500 de euro la Turcia. Că nu mai ține minte recordul. În fiecare localitate sunt 2, 3, 4 șantiere proiecte cu bani direct de la guvern. Îmi spune primarul din Areșeni astăzi, tot n-am știut, că a mai câștigat și o sală de sport. Pe CNI, foarte bine, super. Și vrea să facă și un patinoar. Și vrea, uite, domne, bravo. Până nu face plajă, până nu face o plajă. O să o schimbați ca nivelul de trai pe tot România. Da, Jocuri Olimpice la Areșeni. Am întrebare, domnul ministru. Există toate acele centre de informare turistică. Da, care sunt date la primărie. Am înțeles, da. Bun. Dar sunt create cu frunză, cu tot, prin minister, da? Și tot acel... Cu frunză la acel. Mă rog, și acel simbol, acel... Ăla e de alt proiect. Și din păcate, până în 2020, nu putem să... Întrebarea mea următoare. A fost un proiect pe fonduri europene și dacă am renunțat la simbolul frunzei, ar trebui să dăm toți banii înapoi. Proiectele, proiectul pe centre de informare a fost separat. Într-adevăr, Ministerul a accesat acel fond, după care toate centrele de informare au intrat în administrarea autorității publice locale care au obligația să le întrețină pe o perioadă de minim 5 ani de zile, să aibă personal angajat, astfel încât turiștii să fie informați cu zona. Și e și interesul primăriei, când îți vine un turist în zonă, să fie informat să-l ții cât mai mult la tine în zonă. Înțeles, da. Pot să pun și întrebarea. Vă rog. În acele centre de informare turistică nu pot fi desfășurate activități economice, din cunoștința mea, spre exemplu. Și vin și întreb, pentru că, spre exemplu, Alba Iulia și ca și alte 10 de orașe încearcă să dezvolte câte un brand local, da? De ce nu poate acel centru funcționa și ca un
cu activitatea economică, steaua asta, Lupește Prăjit, nu știu cine a desenat o, nu, a orașului, simbolul, e deja un brand. Da. Și se vând căni, tricouri, Pește Prăjit, orice. Acele centre nu pot funcționa ca și, adică să, ceea ce, tot ce înseamnă suvenir, de exemplu. Mai departe de asta, nu știu, nu cunosc legislația. Suvenir, ce sens? Business, suvenir sau alcool? Că spuneați de vin, ca brand local sau altă. Păi avem vinul, cetățenii. Nu, e vorba de, nu de vin, zicea. De la un zis efectiv, că vin să se oprima, că vrea să vândă un vin care e produs local și să-l vândă în centru de informare. Să zic, da. Poate să-l vând, dacă sunt, de exemplu, din punctul meu de vedere, dacă sunt turist major, poate să cumpere vin. Care e problema? Da, dar nu, iertați-mă, întrebarea așa, pentru că nu-mi dau seama... Dacă trebuie să-ți vinzi lucrurile acolo, e doar un stric centru de informare, de promovare, adică nu... Da, dar nu se deschide în vânzare, în fine, dacă vrei să te promovezi, să-ți pui o cantitate mult mai mică și dai gratis pe omul. Deci există? Există un concept de vindere la cost, spre exemplu, străinătate, da? Adică îl vinzi cu cât l-ai făcut, tocmai pentru a promova, deci nu vrei să faci cine stabilește. Cine stabilește cu cât l-ai făcut? O să facem o analiză economică. Adică despre ce trebuie să vinde la atacul. Poți să vinde și în altă parte. Nu știu, stați puțin că vreți să mă întrebați, păi fac eu mâine o conferință de presă și mă întrebați de ce nu. Și eu întreb de ce nu. De ce să nu poată vinde eu ca turist dacă mă duc la un centru de informare turistică, să pot să-mi cumpăr și un tricou cu Mircea Hava for Life sau eu știu ce din Alba, de exemplu, sau la Sibiu, Iohannis for Life sau știu eu ce... Sau Dragnea. Indiferent, sau Dragnea for Life, din lână numai. Dar e foarte bine. Repet, întrebarea este următoarea, pentru că există, nu-mi dau seama, adică nu știu că n-am studiat, nu m-am pregătit pentru conferința asta, foarte bine, bănuiesc că există posibilitatea ca administrații locale care formează... Tema respectivă, simbolul orașului, steagul orașului, steagul unei stațiuni, să poată fi înregistrată ca brand la OSIM și să poată, de exemplu, lua bani pe chestia asta de la toți ceilalți comercianți care poate să facă, să vândă brandul ăla. Centrul de informare nu a fost gândit ca un punct de desfacere. De comercializare. Și cam așa e peste tot în lume, cele care țin de autoritatea publică locală. Dacă îți faci tu printr-o societate de primărie și de un SA și poți să faci lucrurile astea, nu te le ține nimeni. Dacă mi-am fost la Bruxelles acum ceva timp și, într-adevăr, se puteau cumpăra tot felul de suveniri. Dar erau privați, erau societăți comerciale, ce ținea de stat, nu am văzut să poți să vinzi. Adică poți să le dai gratis ca să-ți faci și reclamă, pe lângă toate celelalte ghiduri. Dar să vinzi, să dai chitanța, nu am văzut nicio efect la societăți. E o idee. O putem analiza, pot să vină și cu o propunere la ministru și dacă este ok să faci lucrul acesta. Eu cred că totuși un centru de informare trebuie pur și simplu să ghideze turistul și să-i explice în zonă ce posibilități de vizitat are, ce posibilități... Sau să-i vândă o hartă. Sau mă rog, trebuie să-i dea gratis, că nu poți să o vândă. Nu, dacă ai interes ca autoritatea publică locală, nu neapărat să iei la un om 5 lei, 10 lei pe o hartă, ci să-i poți să-i oferi o broșură cu o hartă gratis ca să plătiți pe om, pentru că omul, ținându-l la tine în oraș, obții bani, pentru că omul se cazează, omul mănâncă, omul vizitează, omul se duce la un club, nu știu, se duce la un mall. Deci obții bani înzecit, în subit, de 1000 de ori, poate mai mult, dacă reușești să-i ții aici decât să-i vin, nu știu, cu 5 lei. Dacă asta e problema, putem să... Nu, era o întrebare doar de ce n-a fost un strică și... Nu, eu nu-i văd utilitatea, dar ne putem gândi. Dacă vin toți primarii și mă convinc că e un lucru bun și ar însemna dezvoltarea zonei și turiștii ar fi foarte entuziasmați să cumpere, nu știu, o broșură, un vin, că... Un magnet, ceva. Un magnet de la ei, e o posibilitate. Nu exclud. Da. Nu exclud, dar în momentul de față nu văd... Spre exemplu, că am fost către Țălna zilele trecute, acolo o săptămână, și am văzut o chestie de aia, birou de informare turistică, și mă speriază cu o dată. Era deschis? L-am văzut așa, treacă, bicicleta. Dar mă gândeam, zic, ok, trece cineva pe aici și îl vede ăla. Magazine cu magneți și cu căni și cu drumul vinului, nu, că am văzut pe acolo. Poți să mergi la cramă, să-ți cumperi vin sau ce vrei, dar n-am văzut chestii de suvenir, de nu știu ce. Și atunci, ala, dacă tot îl țin, ăla nu văd de ce n-ar putea să... Adică mă gândeam așa... O să faci tot felul de... Acum, am povestit aici. O să facă tot felul de proiecte pe fonduri europene de dezvoltare turistică. Să poți să faci tot felul de proiecte. Adică
Dacă nu vrei, poți să realizezi lucrurile. Până în 2020, România este obligată să mențină frunza. Ați început demersurile pentru înlocuirea ei? Cu o floare, trei trandafir, că înflorește. Eu florește din frunză. Bună, ne dă idei. E și asta de luat în calcul. Dacă colegul dumneavoastră dorește, dacă tot bine. Lumea, nu, o să fie clar o colaborare între minister și Universitatea București cu specialiștii pe care îi are pe diferite domenii. Am colaborat foarte mult și îmi doresc ca instituțiile statului să devină partenere cu Universitatea de Arhitectură. Vreau să vă spun că am avut o colaborare și am realizat standul de la Bruxelles pe perioada președinției Comisiei, Consiliului. Avem posibilitatea să ne amplasăm un stand în holul principal pe unde trec toți oficialii și toți vizitatori. Vreau să vă spun că standul nostru de departe a fost cel mai atractiv și cel mai frumos față de toate celelalte standuri care au fost înainte. Și nu o spunem noi, o spun chiar oficial. Și asta, în special, nu datorită neapărat nouă, în special datorită specialiștilor de la universitate. Pe traducerea filmului de promovare turistică. Noi l-am avut în trei limbi, dar ne-a ajutat inclusiv în limba chineză. Este aia cu dronă, încă zburată. În limba arabă. Deci, văd o colaborare și pe acest brand cu instituțiile, inclusiv cu studenții care probabil au foarte mult talent și putem să facem un concurs și pe acesta. Nu trebuie să cheltui foarte mulți bani ca să poți să realizezi lucruri frumoase. Vreau să vă spun că pentru clipul de promovare am cheltuit undeva 30.000 de euro. Producția cu totul. Față de milioane câte momente și puteți face o comparație, clipul nostru făcut decent și scos la licitație în mod normal și sănătos cu toate celelalte care se făceau cu foarte mulți bani. Nu întreba, știi, domnul. Erau drone pe vremea aia înainte. Erau. Și mău din avion de bani. Nu, erau doar cu drone să au fost create. Nu vă faceți. Poți să pui și o întrebare când vă supărați? Numai nevastră nu mi-a spus. Ați vorbit de Arieșeni și de faptul că e foarte important să fie căi de acces către stațiunile montane de schi, dar la Arieșeni, de exemplu, nu există o toaletă publică. Turiștii care vin acolo trebuie să meargă în restaurantele care sunt acolo. Nu mai sunt pompe cu care se place. Acum, poți să întreb? Da. Nu, clar, nu. Și să spuneți cum vedeți dumneavoastră situația asta, faptul că v-am zis, nu este o toaletă publică, sunt mii de turiști care calcă în această acțiune. Eu cred că aceste autorități publice locale, dacă vreți ca ministru să vină într-o anumită localitate să vă spună unde să amplasați toalete ecologice, aș putea să vin și să-mi însușesc și acea, dar nu cred că asta e menirea unui ministru. Cred că premierul să vină. Un edil, un primar, cred că poate să-și gestioneze zona și să-și amplaseze. Dumnezeule mare, nu costă foarte mult să închideți niște... I-ați spus chestia asta la domnul? La toată lumea am spus. Și coșuri de gunoi și nu trebuie să fie, și mai ales coșuri de gunoi cu colectare selectivă. E primul semn de civilizație să știți dacă vezi coși de gunoi și să nu fie spart și răsturnat. Și toalete publice. Deci primul semn de civilizație peste tot. Și străini. Și străini. Să-i vezi semnele de civilizație. Sunt foarte mulți străini care vin și vă vizitează aici. Și nu trebuie să ne credem noi mai prejos decât ei. Nu vreau să vă dau nume de orașe mari, cu foarte mulți turiști. Și vezi zone pline de gunoi. Vezi zone care sunt închise și spune că intri pe cont propriu dacă intri seara. Te duci în centrul orașului și ți-e cam frică, că sunt foarte mulți oameni fără adăpost care cam trag de tine seara. Adică, hai să nu spunem noi că suntem... Nu suntem. E o țară, totuși, România civilizată. Avem puncte încă care mai trebuie remediate, dar să nu ne denigrăm noi singuri. În fiecare țară, în fiecare locație, nu pot să fie... Pot să fie, dar din păcate nu sunt toate lucrurile 100% bine.
dar dacă 10% nu merg, hai să nu ne scoatem doar astea în evidență, pentru că noi, românii, avem un talent să ieșim doar cu lucrurile negative. Vă pot da exemplu Parisul. Sunt zone unde nu sunt chiar ok. Inclusiv locurile de cazare. Dacă te duci în Paris la un hotel de 3 stele, e o cameră foarte mică sau la 4 stele, ce costă de 10 ori cât la, dau un exemplu, în București. Sunt zone foarte murdare, dar sunt și zone foarte frumoase. Ei știu să profite de lucrul ăsta și își promovează doar ce au frumos. Noi, românii, de obicei, când vine și un străin, da, scoatem doar lucrurile negative în față. Ceea ce nu e regulă. Adică le putem spune și alea, dar hai să ne lăudăm și cu ce avem foarte frumoase. În România chiar avem lucruri frumoase. Și asta știți că astăzi pe râu, în ce scuze? Nu mai sunt și acum și pe râu, și nu mai sunt așa multe ca urmă cu 2, cu 3, cu 4 ani. Deci la Nioi ești la duceți-vă la mine. E, acum special și au care și la cuvântul, numai că în anumite zone, nu știu ce coturi, mai puține. Deci e un pas care cât de cât s-a făcut. A fost ministrul mediului săptămâna trecută la Marele Sfântul de Curățenie. Ne uităm peste o lună acolo. Este un cercit două. Peste o lună va crește verdeața și se vede mai greu. Acum este perioada în care se vede exact. Dar vin și constat și vă spun cu sufletul deschis. Mai puțin. Nu lipsește. Dar mai puține pe cursul rău. Deversează ca să se creeze curent și să stai. Trebuie sectorizat obiectivele turistice. Probabil și în acest sens vor fi înființate aceste organizații de promovare. Întrebarea mea este când? Cum vor fi aleși oamenii aceste, pentru aceste organizații și când vor începe treaba? Pentru că era nevoie de ei. Sunt foarte bine definiții în proiectul de lege turismului. Să fie pe de-o parte toți care plătesc acea taxă, hotelieri, proprietari de restaurante, și pe de altă parte, reprezentanții autorității publice locale. Deci o să fie 50, decizie 50. Mai mult decât atât, am stipulat că în mediul privat, atunci când se votează și își gestionează din partea de 50% privat, să se țină cont și de cât cotizează la acea taxă. Pentru că nu e normal ca o pensiune cu 10 camere să aibă același număr de voturi ca un hotel, de exemplu, cu 600 de camere. Da? Și atunci o să fie o înțelegere în prima fază între ei, care se va concretiza printr-un vot, după care vor ajunge la discuții cu primăria, astfel cu primăriile, mă rog, sau Consiliul Județean, astfel încât să se ia decizia cea mai bună. Și cu siguranță, autoritatea publică locală este obligată să țină cont de mediul privat. Cred că e un lucru extrem de bun, e pentru prima dată maniere. Cum? Vă mulțumim frumos. Am văzut că și-a dat demisia Tudorel. Deci lucrurile simple. Păi nu simple, că trebuie să accepte Iohannis. O să accepte ce se facă.